Dumnezeu a folosit o familie modestă de țărani, Gheorghe și Persida Bradin, ca să aprindă flacăra penticostală în România. În septembrie 1922, ei au înființat prima biserică penticostală din România, în localitatea Păuliș, județul Arad. În prima încăpere era locuința lor, locuință în care avea un pat, o ladă cu haine, o sobă și cam atât. Și în cea de-a doua încăpere era biserica. Bisericuța asta mică, așa cum o vedeți, este martoră la multe evenimente. Primul eveniment este cel a vindecării sorei Sida Bradin, apoi botezuri cu Duhul Sfânt și evenimente mai puțin plăcute. De aici, fratele Bradin a fost arestat, dus la Sibiu, de acolo la Timișoara, judecat. Aici o soră a fost maltratată, i s-au băgat degetele la ușă să spună unde au fugit frații când au fost la rugăciune. După 90 de ani, în România există peste 2800 de biserici penticostale, iar Biserica Betania din Păuliș are o nouă locație și este implicată activ în comunitate. Biserica se implică în viața socială. Biserica de astăzi este un segment important pentru această localitate și sperăm să fie o cetate așezată pe un vârf de munte, o lumină în lumea asta și sare pentru localitatea din zonă. La jubileul de 90 de ani al Bisericii Penticostale din România, Biserica din Păuliș a invitat atât slujitori din județul Arad, cât și reprezentanți ai cultului penticostal din România. Noi nu suntem aici să onorăm istoria, să onorăm sau să sărbătorim un anumit număr de ani, ci să binecuvântăm și să sărbătorim pe cel care creează istoria, pe cel care umple istoria, pe cel care umple veșnicia noastră, pe Dumnezeul nostru. În mesajul său, pastorul Ioan Gurău a prezentat trăsăturile care se găsesc în viața Bisericii Penticostale din România. A treia trăsătură pe care o găsim în viața Bisericii Penticostale din România a fost prețuirea și promovarea lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii. De aceea se numește penticostal. De la recunoașterea faptului că experiența de la cinzecime este rânduită de Dumnezeu să însoțească pe cei credincioși și biserica în mărturia și lucrarea ei până la revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă. În încheierea programului, președintele cultului penticostal, pastorul Pavel Riviș Tipei, a chemat pe toți cei prezenți să facă un angajament înaintea lui Dumnezeu. E o zi importantă pentru noi și înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să nu fim simpli consumatori, ci ne-a trimis cu vestea bună. De aceea, astăzi și aici, ne angajăm înaintea lui Dumnezeu să ne îndeplinim marea însărcinare dată de El, mergând și făcând ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce a poruncit Domnul. Amin. Amin. Suntem încredințați că viitorul Bisericii Penticostale, sigur, este în Domnul Iisus Hristos. Este centrat și bazat pe El, dar depinde foarte mult de deschiderea pe care Biserica Penticostală o va păstra cu privire la prezența Duhului Sfânt, la lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în mijlocul Bisericii și la păstrarea acestei separări a Bisericii pentru Domnul Iisus Hristos de păcat și de spiritul acestui veac.